Mă bucur să fiu din Pașa, da? Pentru a nu știu câta oară, în mijlocul dumneavoastră și de anume mă bucur de căldura cu care a fost prins, cât eu cât și soția mea, o căldură care te duce poate până la o oboseală, dar îmi slăvesc pe Dumnezeu că așa cum mi se obișnui împărăția lui Dumnezeu. Să simt împreună cu frații pentru totdeauna. Așa îmi imaginez împărăția lui Dumnezeu. Toți grămadă, în același loc, în jurul Mântuitorului, cântându-i lui, așteptându-l pe el să ne compleșească cu prezența lui Sfântă și să nu facem nimic altceva decât să ne închinăm o veșnicie înaintea lui Dumnezeu, dar din nou spun, alături de frații și sorurile noastre. Facă Dumnezeu ca toți cei care sunt aici să fie și în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, și totuși, există o semn de întrebare. Există o atenționare pe care Mântuitorul, în cuvântul său, o lasă, care, nu știu cât au sesizat ucenicii, istoria ne arată și cursul ultimelor evenimente înaintea morții Domnului Iisus Hristos ne arată că ucenicii nu au fost atenționat lucrul acesta. Noi aici pozăm pe ucenici, pe cei 12 cu aureolă. Îi apreciem în detrimentul celorlalți 70 sau cât vor fi, care, zice Biblia, n-au mai umflat din momentul acelei vorbiri, din momentul acelui episod în care Domnul Mântuitorul predică și confruntă cu cuvântul Său Mântuitorul, din momentul acela, cei 70 sau câți vor fi la urmă. Și noi am zice, slavă lui Dumnezeu, că totul și-a rămas cu Dumnezeu. Și de multe ori când se citește cuvântul acesta, cumva ne identificăm cu ăștia deși, că noi sunt ăștia care am rămas. Ne uităm la fiii risipitori ai bisericii și îmi zicem, nu suntem ca ei. Ne uităm la unii dintre frați care, din dragoste pentru lume, au plecat. Posteam săptămâna aceasta cu mai mulți frați care, într-un context sau altul, îmi spunea despre o familie de pocăiți de aici, din Arganda, care au început o mică bișnică, o mică plăcintărie și s-au dezvoltat și acum întrebarea lor era oameni care au promis că niciodată nu vor servi Bogul. Oamenii care au promis că niciodată nu vor face lucrul acesta, nu știu dacă era arătare cu degetul, nu știu dacă era judecată, dar cert este că eu, când am gândit lucrurile acestea și toți cei care au spus lucrul acesta, cu siguranță s-au situat undeva peste oamenii aceștia. Și într-o anumită vă spun pe bună dreptate. Ei, mă întreb ce a fost în mintea ucenicilor. Când citim un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ca să-l înțelegem, să înțelegem miezul, să putem frământa, să înțelegem care e intenția autorială, de ce au scris exact cuvintele astea și nu altele Apostolului Ioan, noi trebuie să înțelegem ce-o pricepută ea. Ce au înțeles oamenii de acolo. Ei, vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos încheie acest capitol într-o notă pesimistă, nu optimistă. Oamenii aceștia au zis, noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Ne-am rămas totdeauna cu Dumnezeu. Noi vom rămâne totdeauna cu Dumnezeu. Noi suntem speciali. Atenție! Ăștia 70. O venit așa. Nu i-a invitat nimeni. S-o tot a lipit. Unul, doi, unul i-a făcut minune. Toată familia după Hristos. Unul a înțeles o învățătură. Toată familia după Hristos. Hristos i-a făcut o dreptate în detrimentul datinei farisei. Și-a făcut Mântuitorul la dreptate. Ai după el. Și s-au pus o mulțime de oameni în jurul Mântuitorului. Dar oamenii ăștia n-au fost chemați de Mântuitor. Sau mai bine spus, n-au fost aleși de Mântuitorul. Deci, ăștia au fost aleși. Și s-au bătut cu pumnul în piese când, pe baza legerii Mântuitorului, vom fi împreună cu El pentru totdeauna. Cei 12. Veți vedea în Evanghelie foarte mult din mine aceasta. Cei 12. Iuda. Unul din cei 12. Iuda. Mai este vreun Iuda? Mai cunoașteți vreun Iuda din Evanghelie? Toată lumea când zic și Iuda, te gândești la unul singur. Cum mai fi în Biblie, dar te gândești la unul singur, acel nou testamental, la cel care l-a numit pe Mântuitorul. Și totuși, Apostolul Ioan mereu și mereu spune Iuda, unul din cei 12. Hai să citim mântâi de două versete, să le recitim. Iisus de-a răspuns. Nu v-am ales eu pe voi cei 12. Și totuși, unul din voi este un drag. Și repetă, versetul 71, vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarotean. Nu era suficient? Dar ce zice? Căci el avea să-l vândă. Două puncte, el unul din cei 12. El unul din cei aleși.
ei unul din cei care au avut o chemare specială de la Dumnezeu. Darul de administrarea banilor special de la Dumnezeu. El unul care n-a lipsit de la întâlnirile publice cu Mântuitorul. El unul care mereu a fost privilegiat și a mâncat din mâinile Mântuitorului, care a văzut minunile Mântuitorului. El unul care în momentul acesta mărturisit ce trebuia să mărturisească despre Hristos. Și totuși omul acesta l-a vândut pe Mântuitorul. Și totuși omul acesta a ratat destinația veșnică. De aceea, în contextul învățăturii despre trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, e inevitabil, obligatoriu, trebuie să vorbim despre unul dintre cei 12. Iuda sau cum se va numi? Că noi suntem unul dintre cei 12, nu așa. Dintre cei aleși de Dumnezeu. Cei mântuiți de Dumnezeu. Pentru noi s-a plătit preț de sânge. Pentru unii dintre noi a rostit cineva o binecuvântare dacă ai născut în familie de copii. Fost un timp care în gura noastră am zis, noi suntem ai Domnului și vom fi până la moarte ai Domnului. Fost momente de declarare sublimă. Suntem oameni care poate ne-a făcut o condică și a cuifat fiecare cina Domnului. Și totuși, Iuda, unul din cei 12, unul din cei aleși, l-au pierdut pe Mântuitorul. Au ratat ținta veșnică. Ba mai mult, îl zugrăvește cuvântul lui Dumnezeu ca un exemplu atât de negativ încât spune nimeni să nu fie ca el. Când vorbește despre piatră de potignire, îl identifică pe Iuda în contextul acesta. Frații mei, cum suntem la cina Domnului? Cum suntem la cina Domnului? Cina Domnului, frații mei, e cel mai prielnic moment în care putem să ne evaluăm. Nu dacă suntem unii dintre cei 12, că foarte ușor nu fac. Nu dacă suntem unii dintre cei aleși. Avem atât de multe privilegii de la Dumnezeu. Avem atât de multe lucruri care Dumnezeu ni le-a dăruit, încât de multe ori ne culcăm pe ureche, crezând că pe baza acestor lucruri Dumnezeu ne va duce în cer. Fals. Fals. Apostolii vorbesc despre o mântuire care trebuie păzită. Apostolii ne spune că dacă am înviat împreună cu Hristos, trebuie să umblăm împreună cu Hristos. Există un pericol al căderii. Și în fața cine Domnului ne trebuie să-L sesizăm. Să înțelegem întotdeauna că în lipsa credincioșiei, în lipsa responsabilității noastre umane ca slujitori ai lui Dumnezeu, pot să fie privilegii în sacul. Lucrurile acestea ne descalifică de la părăție. Unde suntem, frații mei? Eu mă întreb dacă sunteți unii dintre cei 12. Și mă întreb dacă sunteți oamenii care au rămas cu Hristos, au dezărâmit cu Hristos, da, frate, întotdeauna. Asta a fost și identificabilitatea. Și atunci a căzut. A căzut într-un mod atât de josnic, încât nu știu dacă câțiva om din noi am fi în stare să ne confrunte cineva cu întrebarea apartenenței Mântuitorului, zice, nu, nu l-am cunoscut niciodată. Și să minți, și să minți, și să minți. Să Dumnezeu să dea ce faci și totuși să nu o faci. Frații mei, ce și culmea? Că la unul dintre cei 12 Mântuitorului ne-a zis ceva. Știa de toți. Vă întreb, știa Mântuitorul de hoț? Și totuși, în ciuda acestor lucruri, Dumnezeu a zis și care era viața din Dumnezeu. Noi acum știm istoria. Dar vă întreb, dacă Iuda se pocăia de intenția lui în ziua cine? Era cum era Dumnezeu sau nu? Categorita. Frații mei, noi disciplinăm oamenii și avem substabilit, avem bază din dar Mântuitorul, Cel care a implementat cina Domnului, i-a dat cina la un hoț. Ca să ne învețe pe noi, ca aici la cină. Oamenii se împart în două. În oameni care se pocăiesc și în oameni care nu se pocăiesc. Nu există alte criterii. În oameni la toată lumea și toți cei care aici Dumnezeu le dă șansa prin Iisus Hristos să ia cina Domnului, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Să-și ceară iertare, să-și curățească viața, să se evalueze într-o manieră corespunzătoare, să apropie de trupul și sângele Domnului. Domnul i-a dat cina la vos. Cred că nu se supără. Fratele Teo, cred că am zis că fratele Teo a pus un lac cu colecta Domnului. Vreau să dau un exemplu. Ce-a zice despre fratele Teo? Pentru mine, capitoare, să fie jumătate de bani, că ce se lăsa astăzi la șipă. Disciplină? Comitet? Nu mai vede niciodată. Și așa mai departe. Dau un exemplu ipotetic. Frații mei, la un asemenea om, Domnul Iisus.
Pentru că cina Domnului, frate, e șansa cea mai sublimă pocăinței pentru stricate. La un hoț, la un hoț care cu premeditare gândea și făcea planuri, cum să vândă, cum să câștigă, cum să fure din pungă, Dumnezeu i-a dat cină. Acum nu vreau să răstorn tradiția bisericii, sau rânduiala bisericii, niște cum. Dar vreau să-ți spun ție, care de lucru sau poate ia de fine mereu cina Domnului, că cina Domnului e șansa pocăinței mele și a tale. E unul dintre cei 12. Și pentru că am încheiat un legământ cu Dumnezeu, am dreptul din Dumnezeu, dacă mă pocăiesc, să mă apropie de cina Domnului, mă să fie numele Lui. Frații mei, sunt oameni care se curcă pe oameni, care zic, ziceau frații, nu vin la biserică când e cina. Sau îl vede pe celălalt și să te tembă. Și să iau cina. Dar vă întreb, ce te costă? Fost la un moment dat, și cred că mai spus lucrul acesta, două surori care s-au certat, se certau el Dumnezeu. Erau profesioniste în domeniul ăsta, dar pentru chestii nevinovate. Că te-ai uitat cumva la mine, te-ai uitat cumva la mine, că mi-a luat locul din biserică, că eu stăteam acolo, că ai făcut un car la frate și era pe Dumnezeu. Chestii nevinovate. Eu m-aș bucura să fie mai șercul de astea de pentru că chestii nevinovate. Și, la un moment dat, predicam, am văzut că ambele, toată lumea se uitau la mine, ambele erau cu pământ, cu ochii în pământ, dar nu predicam despre el. În contextul acesta, am zis, ce te costă fericirea mea? Faptul că vezi privirea vrăjmașului în tine. Ce te costă să îi dai un sărut sfânt pe numele Domnului, să le iei în brațe și în inimă să-i sunați în teatru? Mă le-am văzut de mână, o smulge pe asta, altă din biserică, cum ar veni cineva de insuliată, sor, de la cor, hai afară. Când am văzut, sora e mai vulcanic așa din femeie. Când am văzut, am zis, vei că acum aș reglează pontul. Am văzut după aceea, după ce s-au întors, două femei plângă. Care s-au ocupat de cine. Aveau un an de zile de când mai roce. Pentru lucruri mărunte. Eu te întreb, ce te costă să-l spun pe tata? Nu cred că e terapie. Puteți să o faceți, dacă jumătate de biserică trebuie să facă lucrul ăsta, în dimineața așa fac. Și dacă prea la noi oameni, să nu să fie numele Domnului. Frații mei, la cina Domnului, noi ne evaluăm lumina Cuvântului lui Dumnezeu, frații mei. Și avem responsabilitatea aceasta în care stăm nu culcându-ne pe laurii succesului, pe privilegiile care ne obținem de la Dumnezeu, ci ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și recunoaștem autoritatea. Și dacă Cuvântul lui Dumnezeu ne spune albă, să fie albă. Și dacă cumva sesizăm în viața noastră pe negru, pe roz, pe orice altă culoare și Cuvântul lui Dumnezeu zice alb, fie alb, schimbăm totul. Oamenii aceștia și textul acesta ne învață că în momentul în care ne raportăm la trupul și sângele Domnului, prima responsabilitate care trebuie să avem dincolo de privilegii, că suntem cei 12, că suntem născuți din familie pocăiți, că suntem slujitori de nu știu cât timp, că suntem din Nepo sau de nu știu unde, și așa mai departe. Lucruri care ar putea să ne recomande, frații mei. Trebuie să stăm înaintea Cuvântului Dumnezeu și să recunoaștem autoritatea. Asta a fost problema oamenilor aici. Domnul a zis un lucru. Și când o stat în fața Cuvântului Dumnezeu, oamenii, o categorie de oameni au zis, asta e prea. Nu se poate. Prea de tot. Frații mei, Cuvântul lui Dumnezeu are menirea aceasta, frații mei, că e plin de autoritate și de putere. Eu te întreb. Ce înseamnă? Ce semnifică Cuvântul Dumnezeu pentru tine? Cât de mult pui preț pe Cuvântul lui Dumnezeu? Pe zicerea lui Dumnezeu, pe vorba Sfântă a lui Dumnezeu, frații mei. Fiecare dintre noi ar fi fericit în modul acestui cuvânt și zicem, Doamne, fă cum vrei Tu. Dumnezeu și-a zis cuvântul și-o zis în realitate. Aici e prea exagerat. Frații mei, acest cuvânt are venirea să ne transforme. Și la cina Domnului, eu mă unesc cu Cuvântul lui Dumnezeu. Eu stau față în față cu ce zice Dumnezeu despre mine. Și în momentul acela eu mă fac ca un chipirin. Și zic, Doamne, schimbă-mă. Doamne, cred că Cuvântul Tău are putere. Zicerea ta se ființează, devine realitate. Dacă Dumnezeu zice vindecare, va fi vindecare. Dacă Dumnezeu zice iertare, va fi iertare. Aici nu există altceva decât calea adevărată a lui Dumnezeu. Cât dintre noi vedem așa, frații? La cina Domnului trebuie să stăm înaintea cu Dumnezeu. Zicem, da, Doamne, cuvintele Tale viață. Cuvintele Tale pentru mine sunt autoritate. Spunea Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să-L citesc din nou din cartea mea de suflet, din ultima perioadă, Coloseni. Ascultați ce spune Cuvântul Dumnezeu în Coloseni, capitolul 3.
Versetul 2, de la 18 la vale, până la 23. Nimeni să nu vă răprească premiul alergării făcându-și voia lui. Însuși prin prosmerenie și închinare la Îngerea Mesei, scându-se în lucrurile care nu le-a văzut. Umflat o mântie de șarnă prin gâtiri gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, și primește creșterea pe care o Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele lumii, de ce? Ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci, atenție și învățături omenești, au în vedere o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, atenție, dar nu sunt de nici un preț împotriva gândilării firii pământești. Frații mei, când stăm în fața Cuvântului Dumnezeu, prin frații, ăștia din spate, de la cor, într-o parte sau de alta, când stăm în fața Cuvântului Dumnezeu, frații mei, de multe ori simțim că Cuvântul ne oblică. Există un nu în față. Parcă și poruncile din Vechiul Testament, de nu. Există un sentiment de frică, poate chiar de anxietate, și nu. Există ceva din noi care, în momentul în care vedem un nu, un imperativ, ne determină să ne forțăm, să sfidăm această autoritate. Frații mei, menirea Cuvântului Dumnezeu nu sunt, ci menirea Cuvântului Dumnezeu este să transforme. Noi de multe ori când ne uităm la un om și nu vedem autoritatea din spatele lui, vedem obligații. Dar de ce nu zic cu asta? Dar de ce trebuie să mă îmbrăc într-o anumită felul? Dar de ce trebuie să vorbesc? Dar de ce așa? Dar de ce uite că dincolo e altfel, dincolo e altfel, de ce așa? Pentru că noi de multe ori și la părinții noștri, și la primari, și în biserică, vedem Cuvântul lui Dumnezeu ca obligație. Și asta ne frustrează. Și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Că asta nu, absolut nu te ajută cu nimic. Decât ghidile fi la autoritatea. Pentru că în momentul de când scapi sub autoritatea asta și ești tu simplu, faci ce vrei. Sau mai bine spus, faci ce îți place. Ei, menirea Cuvântului Dumnezeu, frații mei, este să transforme. Și când noi ne raportăm la autoritatea Cuvântului Dumnezeu, ne sunt prelucrați de Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă s-ar putea să doară. Vorbeam cu cineva zilele astea și zicea, de ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat? Nu mi se pare drept, corect. Am făcut tot ce ține de mine ca om să fie bine. De ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat? Ce să nu așa cum fost eu? Vă întreb, au avut menire olarul ăla acasă, olarul, și vine Ieremia acolo și se uită și vede un olar, vede un olar și vede o oală făcută din olarul care ne-i sputește, îi spartă, îi frământată, îi prelucrată din nou și asta înseamnă efort. Asta înseamnă durere. Și-o permis oala aia să-mi trebuie, bă, olarul meu, dar de ce nu faci altfel? Dar de ce mă prelucrez acum? E voia lui Dumnezeu. E puterea Cuvântului lui Dumnezeu să fie ce-a fost. Frații mei, de multe ori și-a văzut lucrul acesta și-o zic aproape la fiecare predică de nuntă, când frații predică din Efeseni, capitolul 6, femeia smerită și bărbatul să iubească, bărbatul e autoritate și bărbatul taie și fulgeră. Foarte mulți bărbați gândesc în ideea în care, bă, dacă nu reușesc să mă asculte nevasta, trebuie să mă impun cu oameni. Mă impun cu niște decibeli mai ridicați, mă impun poate cu un pumn în masă, mă impun, bă, că trebuie să mă asculte. Vreau să vă întreb. Și ce spune Cuvântul acolo? Ca și Hristos. Când l-ați văzut pe Hristos să te impună? Și-a zis, bă, binule, hai după mine, că așa zic eu, că așa îmi place mie. Și-a zis Hristos, dacă voiește cineva. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu, frații mei, face apel nu la voi, frații noștri. Nu ne forțează, ci face apel, frații noștri, nu la forța noastră, nu vine să-i impune și face apel la credință. Dacă nu, vei avea consecințe. Într-o lume în care există poliție, în care există un nu, e normal să fie chestiune de impunere. Dar Mântuitorul, în esență, chemarea Mântuitorului a fost, dacă voiește cineva. Și totuși au fost oameni
care au fost convinși de cuvântul lui Dumnezeu, de care a fost și noastră și eu. Îl măresc pe Dumnezeu pentru o zi în care Dumnezeu zice, slavă dacă voi ești. Și a zis, da, Doamne. Îl măresc pe Dumnezeu pentru o zi în care Hristosul zis, hai după mine și a zis, da, Doamne. Frații mei, de ce doar lucrurile majore ne lăsăm ca cuvântul Dumnezeu să ne transforme și nu și cuvintele minore, în domeniile minore. În absolut orice domeniu din viața noastră, Dumnezeu este autoritate și zice și noi trebuie să ascultăm, frații mei. La cina Domnului, mă uit la ce am făcut, ce n-am făcut. Și mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu și mă întreb, oare recunosc autoritatea sau nu recunosc autoritatea cuvântului Dumnezeu? Asta e puterea lui Dumnezeu, frații mei. Spune cuvântul lui Dumnezeu și ne place atât de mult textul acela despre cina Domnului din Isaia 53. Mereu și mereu se citește la cina Domnului. Ascultați cum începe profetul. Isaia 53, poate puneți pe monitor, găsim mai repede. Mai profităm de timp. Ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Eu când mă gândesc la întrebarea asta, cine a cunoscut brațul lui bărbat? Te gândești la forța lui. La ce emană din el? Ce poate să-i impună autoritatea lui fizică? Și ce zice după aceea? Dă-i următorul verset. El a crescut înaintea lui ca o odrază slabă. Ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Și curge versetele în continuare. Vreau să vă întreb, disprețuiți și părăsiți așa mai departe. Unde ați văzut putere cuvântul în viața lui Dumnezeu? Oamenii se așteptau să vină un Mesia taliban, un Mesia cu arma în mână, un Mesia pregătit armat și când deodată cu sabia tot se colonează și dă cu Imperiul Roman de pământ și slavă lui Dumnezeu independența sa cu evreie. Fals! Că nu asta e puterea lui Dumnezeu. Și puterea Hristosului cel viu a fost în cuvânt. În cuvânt. De aceea când Maria își cântă cântarea în urma profeției care o primește prin înger, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca. Nu-i Biblia mea și nu mă incomodă. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 1, versetul 51, cântarea Mariei. El a arătat putere cu brațul lui. A risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunul lor de domnie și a înălțat pe cei zmeriți. Frații mei, cum arăta putere Mântuitorului? În trunc, în țânc, în iezle? Ce putere a arătat? Puterea Mântuitorului a fost în cuvânt. Și slăvesc pe Dumnezeu atât de frumos descrie apostolul Pavel în Corinteni, ce i-a dezbrăcat unile. Le-a dezbrăcat stăpânirile. Și le-a dat numai autoritate, putere. El a oprit absolut orice autoritate de peste noi, ca el să rămână autoritatea ultimă. Și din nou spune, vrei? Și noi zicem, zice soarelui să apună și apune, zice animalului să vâneze și vânează, zice animalului să meargă în întuneric să doarme, și zice omului, fă. Frații mei, la cina Domnului, prima întrebare care mi-o pun este, ce fac cuvântul lui Dumnezeu? Oare mai recunoaștem autoritatea cuvântului lui Dumnezeu? Oare îl mai vedem pe el Domnul? Înainte de masă, era un prânz, ultimul prânz. Înainte de masă, era o furtună, era în mijlocul întunericului și vede ca o nălucă în Ioan capitolul 21 și Mântuitorul se prezintă într-un fel ca o nălucă, o vedeau ei și la un moment dat zice Ioan, este Domnul! Adică e autoritatea! Și în momentul în care aude Petru că există autoritate, să sare înapoi. Nu du la Domnul pentru că e autoritate. Frații mei, proclamă autoritatea sângelui lui Hristos peste orice păcat, peste orice legătură, peste orice obicei negativ și păcătos. Și asta e autoritatea cinei Domnului. Când mă unesc cu El, când mă apropie de cina Domnului, eu ca om mărturisesc că este Domnul și că cuvântul Lui transformă viața mea. Și că să așa cum vrea Domnul să fiu. Unul dintre noastre mai spus, poate și celor care mai fost, este săptămână, adunare, luna ianuarie, acestui an, m-au chemat niște frate udari, m-au chemat să mă duc în Trăgășani. Era o persoană bolnavă,
Și m-a dus să mă rog pentru aia. Pocăită, dar vrea să îmi spună unele lucruri și îmi spună, da. Mă întâlnit acolo o femeie de 80 de ani, 83 de ani. Și m-am dus acolo, vedeam familia panicată, plângea într-un fel. De acolo, pe patul morții, era înaintea morții femeia aceasta. Și m-am dus acolo și am spus, doamnă, care sunt lucrurile care m-au pasă? Înainte m-au pregătit într-un fel fica, femeia aceasta, dar nu mi-a zis toate cele. A fost onestă cu mine. Probabil credea că de mai multă vreme în Petrășani, că incidentul care l-a avut era cu 20 de ani în urmă și credea că eu știu ce s-a întâmplat. Posteam cu femeia aceasta și i-am spus ceva cu asta. De ce m-a chemat? Ce? Păi nu eu, că fica m-a chemat. De aia vorbea. Și eu i-am spus, dar ce aș vrea să mă spovedesc? Mărturisesc. Păcate. Și spune, mă așteptam la multe lucruri tipice, avorturi și alte lucruri. Printre altele, am stat calm, fermitate, la un moment dat aud, zice, am zis, mai există ceva? La un moment dat îmi spune ea, un lucru care de fapt era publicitate, îi spun lucrul acesta, nu spărgând sau divulgând taina mărturisire sau spovedanie, ci era un lucru care deja era media dat la Pro TV și la televiziune mult din înainte. În urmă, de două luni, în urmă, zice ea, m-am supărat foarte tare pe bărbatul meu, pe soțul meu, a luat banda și l-a tranșat. L-a omorât. L-a tranșat pe tot bucățele și am ascuns o masă. Eu când am auzit lucrul ăsta ca azi, m-am tras de pe pat, măcar că i-au murit. M-am tras de pe pat, imediat a fost un mărșă. Eu când am auzit lucrul ăsta, mă bâbâia, nu mai știa ce să zic. În fața unei asemenea spovedanii, ce să zici? Ai un criminal, de ce? Am făcut câteva luni de pușcărie, dar pentru că am depășit 60 de ani, o fac acasă. Era și bolnavă. La 60 de ani, femeia și-o moară bărbatul, cu bama. Și-o taie cu vesele. Ca o zi lucrul acesta, vă spun înaintea lui Dumnezeu, am zis, n-are cum Dumnezeu fie de femeie. Adică atât de groaznic lucrul ăsta, că n-are cum să se ia de ceva. Și la un moment dat am zis-o, așa ca un ritual, obligație. Și credeți că Dumnezeu vă poate ierta de lucrul ăsta. Atunci eu am zis, nu știu. Vedeam că deja gâfie, că își dă sufletul acolo și am zis, nu știu dacă se poate. Atunci, văzând că sunt ultimele clipe a vieții ei și a femeia asta merge în ea în momentul ăsta, am zis, eu cred eu pentru lumea mea, dar trebuie să o zici și nevoie. Eu cred că se poate să fie iertat criminal. Și am zis, eu vă spun în numele Domnului, nu știu, n-am vorbit eu. Eu cred din toată inima că autoritatea lui Hristos, a Sângelui și a Cuvântului, poate să ierte și criminal. Ca și mine. Ca și mine. Și atunci am întrebat, credeți? În momentul acela a zis, cred. Când au zis, cred, parcă o viață. O ce pus credice în fund, am stat, am povestit până seara, târziu, până noapte, târziu, m-am rugat pentru ea. Și am zis, dacă credeți, trebuie să vă ancorați în mâinile lui Dumnezeu pentru tot ea. Ce vreți să fac? Trebuie să încheiați de Domnul Dumnezeu. Eu am zis, văd. Mă gândesc să fac ce zic și ceilalți din familie. Am văzut că deja erau bătălii acolo. Am zis, cum considerați, când am făcut bătălia, m-am dus pe aici acasă, începând să mă rog pentru ea. O trecut o zi și următoarea zi mă sună soția, fata, soția omului care m-a chemat, fata femeia acestea de tânăr și-a zis, domnul preot, pastor, vreau să veniți până la noi. Vreau să vă plătesc la un fac. Eu de ce? De 10 ani și de 20 de ani mă îngrijesc mama asta, o spară geamul. Eu am văzut după cine avea făcut scenariu, avea ușa de la cameră îndată pe interior și spărgea tot ce avea. Eu n-am mai închis un ochi toate nopțile astea și mereu, mereu ne trezea și vedea cum dracul vine și ia flăcări, ia lui o mașină. Și eu zic, mama, din momentul în care v-a sucat și i-a făcut și i-a făcut, mama doarme ca un copil. Azi dimineață, pe la 11, zice, m-am dus la ea că a murit. Toată noaptea să doarmă, mama, eu n-am văzut așa ceva. Ce a făcut? Și am zis eu atunci femeia acesteia, nu i-am făcut nimic.
Singurul care a făcut femeia asta s-a supus autorității lui Dumnezeu. O recunoscut o autoritate mai mare decât orice autoritate. O să crească mă vrea mama cu noastră. Următoarea duminică am botezat-o. Dar acolo așa bolnavă cum a fost, am botezat-o și după două săptămâni a murit. Dar pot să zic plin de credință că femeia aceasta a mers la Dumnezeu și duce. În ultimul ceas al vieții ei, femeia asta a zis, da, Dumnezeu poate ierta și criminalii. Crezi nici mai bine că ea? Orice ai fi făcut, vreau să spun, la cina Domnului, tu te faci una cu El, stai înaintea cuvântului Dumnezeu și zice, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Și voia Ta însemne pocăință. Frații mei, dacă omor, dacă un criminal, cu atâta tiranie, de sprins din filme, dacă crezi, o femeie a vârsta aceea, trecută prin viață, o putut să fie iertată de Dumnezeu, cred plin de credință și bazându-mă pe această experiență, pe cuvântul Dumnezeu și pe această experiență, pot să spun absolut orice păcat poate fi iertat în sângele Domnului Iisus Hristos. Singur lucru. Să te pui sub autoritatea celui care zice să fie și a fost. Să te pui sub autoritatea celui care este începutul și sfârșitul. Ei, oamenii aceștia au zis, Doamne, noi credem cuvântul Tău. Noi ne supunem cuvântul Tău. Noi ascultăm de cuvântul Tău. Dar că cuvântul lui Dumnezeu aici a fost un avertisment. Ai grijă. Există pericol, în ciuda privilegiilor care le ai, chiar unul dintre cei 12 portăriați. Oameni care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a zis, niciodată, Doamne, tot sufletele de tine, eu niciodată. Pentru ai grijă. M-am rugat pentru cuvântul Tău, eu pentru credința. Eu, Dumnezeu, spun să ai grijă. Pentru că ar fi greu, Doamne. Tot să ai alta, eu nu. Atât și de fără pe cuvântul Dumnezeu. Pare chiar adevărat. O căzut pe tine. Ascultați-mă. Nu o căzut că a fost asta. Nu o căzut că a fost în cost. O căzut că a fost un moment în viața lui în care a zis, nu cum zice Dumnezeu, ci cum zic eu. O, și atât de multe lucruri în viața noastră sunt între noi. Și atât de multe lucruri noi le negociăm cu Dumnezeu. Stăm la masa rotundă cu Dumnezeu și tratăm. E așa sau nu e așa? Doamne, dar noi vrem, Doamne, dar nu ne place. Omul, frații mei, care de la cină merge în gloria lui Dumnezeu, e omul care în orice domeniu al vieții zice, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, Doamne, măriți să fie numele Lui. Voi, frații mei, în al doilea rând vreau să spun că responsabilitatea de la cină, ca dincolo de cei 12, frații mei, să fim și în gloria lui Dumnezeu, aleșii lui Dumnezeu, să rămânem aleșii lui Dumnezeu, trebuie, frații mei, să distingem poziția în care trebuie. Și cina Domnului, frații mei, un avertisment sau o semn de întrebare față de poziția în care ne aflăm. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să rămânem din nou la Ioan, capitolul, textul citit. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cine mănâncă, versetul 5-6, trupul meu și via sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el și fac o comparație. După cum Tatăl care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa. Cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. În momentul în care stau la cina Domnului, frate, îmi readuc aminte de poziția în care Mântuitorul m-a așezat. În El. În Hristos. Și Coloseni zice, Hristos, viața noastră. Și noi avem o cântare inspirată de Scriptura acela care zice, Hristos, viața noastră, noi pe tine te mărim. Care-i locul în care te afli? Oamenii ăștia erau cu Hristos. În Hristos, dacă vreți. Și unii au zis, dacă mai rămânem aici pe ăștia să ne creadă nimic. Ăștia să ne creadă canibali. E un pericol să fim niște proscriși. E un pericol să ne eticheteze cineva și să ne zică, ăștia, cum zice, ăștia un loco. Ei, unii au zis, preferăm așa, dar să rămânem cu Hristos. Pentru că umbla cu Hristos, a sta la masa lui Dumnezeu, la masa Domnului, nu înseamnă nimic altceva decât a spune lumii și diavolului și cerului că tu ești în Hristos. Că tu te hrănești cu Hristos. Că poziția ta înaintea Întunericului și înaintea Domnilor este în Hristos. În locul din care nu te poate smulge nimeni. Nu slujindu-L pe El. Nu doar umblând în urma Lui, ci în Hristos. Spune Cuvântul Dumnezeu, cine mănâncă din mine și bea sângele meu, ai viață din mine. Este în mine. Unde ești? Când mă apropiu de bucățica aceea și când mă apropiu de rugăciune, eu mărturisesc, e o mărturisire cu gura frații mei.
a faptului că Hristos a murit pentru mine. Și eu trăiesc. Hristos a murit pentru mine și eu trăiesc. Poate voi zice unul în locul lui. Hristos a murit în locul meu, ca eu să trăiesc în locul lui. Și vă spuneam la slujire duminica trecută. Hristos a murit pentru noi, frații mei. Nu doar să ne mântuiască. Și ca să și slujim pentru noi. Hristos e gloria lui Dumnezeu. Unde vă zice? Dar e pe noi. A rămâne în Hristos înseamnă a comemora moartea Lui, a înțelege valoarea morții Lui, dar și responsabilitatea care ne curge de aici. Hristos a murit, a înviat, este la data lui Dumnezeu și nimeni nu-L vede. Dar prin Duhul Său cel Sfânt, noi trăim în locul Lui. Noi suntem rămășiți aia de urmași care ne vede. Când Tatăl meu moare, pomenirea Tatălui meu, frații mei, va fi marcată doar de ce fac eu. Uite ce înseamnă. Frații mei, trăim în locul lui Hristos. Hristos a murit în locul nostru. Noi trăim în locul lui Hristos. A trăi în locul lui Hristos, frații mei, înseamnă să faci și o făcut El. Să gândești în felul în care au gândit El. Spuneam unor tineri care, obraznici într-o tabără, m-au întrebat, zice, la unde scrie să nu fumez? Unde scrie Biblie că așa să nu fumez? Dar unde scrie în Biblie că n-ai voie să bei? N-ai voie să te bei? Dar cum să bei? Unde scrie toate lucrurile astea în Biblie? Și atunci am văzut că pentru el mi-a sezat amintiri din copilărie pe o treabă. Adică nu știu autoritate. Eu am zis în felul următor. Voi ziceți că se bucăiți, da. Dar noi facem și ce Biblie. Dacă mi-a zis în Biblie, nu, eu vreau să am zis altceva. Dumnezeu a pus în noi imaginea lui Hristos ca să ne raportăm la el să facem ce a făcut el. Și am zis eu, sincer, înainte de Dumnezeu te întreb acum. Ți l-ai imaginat pe Hristos cu armă de terenie? Cum ar trebui să zicem? Sunt eu stresat de ce am zis eu. Dacă Hristos nu ți-l imaginezi cu halba de bere, nu o să faci. Ți-l imaginat pe Hristos cu sigara în gură. Pentru că Dumnezeu a așezat în noi imaginea lui Hristos și noi când ne gândim la Hristos, la noi și la viața noastră, trebuie să ne gândim la Hristos. Ți-l imaginat? Erau și niște fete acolo. Și am și pe ei. I-am zis, lăsăm pe Hristos, eu nu promesc, nu cred. Trebuie să o respectăm pe Maica Domnului, deci nu erau și alte denominațiuni religioase acolo. Și am zis la fetele de de când vă știți voi, în orice biserică catolic-ortodoxă din un capătul de pământ, ați văzut-o vreodată pe Maica Domnului în cerce? Chiar așa vă întreb, ați văzut-o? Ce nu vă? Ați văzut-o vreodată pe Maica Domnului cu lănții, cu lănțișoare? Vopsită tot felul de culori pe unghii? Ați văzut-o? Pentru că conștiința sfințeniei sau a purității ne obligă să ne raportăm la persoana cu care ne comparăm. Ei, frații mei, dacă nu, atunci noi de ce facem? Vorbim lucruri pe care Hristos niciodată nu le-a vorbit. Ne uităm la lucruri pe care Hristos niciodată nu le-a uitat. Facem lucruri, gândim lucruri pe care niciodată în mintea lui Hristos nu au trecut. Noi zicem, suntem al lui Hristos. La cina Domnului, eu mă uit dacă nu sunt Hristos sau nu. Dacă însă în locul în care Dumnezeu m-a așezat, vreau să închei. Rugându-mă înaintea lui Dumnezeu, frații mei, să nu pătăm din acela lui Hristos. Cred din toată inima că Dumnezeu, judecata pe care Dumnezeu o face dreptul meu, celui ales, în dreptul tău, celui ales, unul din cei 12, va fi dacă ai trăit în locul lui. Vor zice oamenii niciodată la Dumnezeu. Eu am fost privilegiat să trăiesc cu El, cu mâncarea Lui. Au avut minuni de lui. Și ce va zice Hristos? Au fost 400 de oameni în Răganda care mergeau duminică de duminică. Care munceau într-un fel, care gândeau într-un fel. Ăștia nu au fost și pe ei. Frații mei, când se uită oamenii la noi, îl vede pe Hristos. O, dacă nu, frații mei, eu îți iubita. Și tu ești iubita. L-am văzut pe Hristos pentru o muncă. L-am văzut pe Hristos, frații mei, pentru o poziție socială. L-am văzut pe Hristos care și-a plătit întotdeauna impozitele și nu a driblat templul. L-am văzut pe Hristos și în locul acesta. Oare când sunt cu oamenii să mă văd așa? Atunci la cina Domnului ca Iuda, frații mei. Am dreptul să iau cina Domnului, nu ca să trăiesc. În continuare, pentru ca să nu moare spiritual, dreptul le-a fost sinucis. Dar eu mă apropiu de cina Domnului, promițându-i lui Dumnezeu, frații mei. Că lumea viitoare îl voi onora prin viața mea.
promițându-L pe Dumnezeu că ori de câte ori mă raportez la cuvântul Lui, zic, așa să fie, Doamne. Nu cum vreau eu, cum îmi place mie și cum vrei Tu. Promițându-L lui Dumnezeu că o să-L reprezint pentru că eu sunt Hristos. Dacă El a murit pentru mine, eu voi trăi în locul Lui. Pentru societatea în care trăiesc. Și Dumnezeu să ne ajute. Și cred din toată inima că Dumnezeu da sărcina unul la care de mult. Oameni care nu se măcesc, nu se culcă pe oroi. Și oameni care se zbugăie din conștiința lor întunecată, își recunosc din ascunzător, înscumâs, dar o pute Dumnezeu plin de credință, știind că Dumnezeu m-a iertat și dă toate resursele necesare să trăiesc în una octombrie, ca un Hristos în mijlocul argatului. Amin.